contextul Zilei Mondiale a Bicicletei, Inspectoratul de Poliție Soroca și Federația de Ciclism de Republica Moldova provoacă participanții sâmbătă, 5 iunie, la ora 10, la o cursă de ciclism cu genericul Ciclism dincolo de criză, consacrată Zilei Mondiale a Bicicletei. Startul va fi dat la cetatea Soroca. Traseul va fi cheiul râului Nistru pe o distanță de 3 km. Aici va participa conducerea Inspectoratului de Poliție Soroca, polițiști, dar și amatori de ciclism din municipiul Soroca. Regulile cursei de ciclism sunt o bicicletă, cască de protecție și bună dispoziție. Securitatea la trafic va fi asigurată de către angajații Inspectoratului de Poliție Soroca.